Rezultate finale la Mina Lupeni. Deși au fost depuse peste 40 de contestații, rezultatele în urma concursului de angajare pentru cele 60 de posturi de la Mina Lupeni au rămas neschimbate. Au rămas valabile cele afișate anterior, pentru că în urma contestațiilor nu s-a produs nicio modificare. S-au depus 43 de contestații, 22 au venit și ei au fost prezenți în fața comisiei, s-au analizat contestațiile lor și iar lista a rămas aceeași. După această etapă, cele 60 de persoane selectate în vederea angajării vor trece printr-o perioadă de instructaj, urmând a li se încheia contractele de muncă pentru o perioadă determinată. Începând cu data de 25, se va începe instructajul. Astăzi au venit, s-au prezentat o mare parte dintre ei, li s-a spus ce acte au nevoie, au fost trimiși la să-și facă dosarul medical și li s-a comunicat celelalte acte și urmează ca din 25 să înceapă instructajul. Ne puteți spune care sunt celelalte acte? Cazierul judiciar, dosarul medical, trebuie să meargă la șomaj să primească de acolo repartiția și buletinul de identitate. Pentru cele 60 de posturi de la Mina Lupeni au concurat 500 de candidați. Aceștia au trebuit să susțină și o probă practică, iar departajarea concurenților s-a realizat după mai multe analize ale dosarului. Printre criteriile de selecție a contat și domiciliul, care pentru cei din Lupeni a reprezentat un avantaj.